M-am tot gândit cum să începem să vorbim despre rugăciune. Maestră, sunt convins că fiecare aveți experiența personală în ceea ce privește rugăciunea. Stăteam și mă gândeam, mi-am adus aici o carte. O carte, omul acest necunoscut. Când eram elev la seminar, aveam o altă ediție și anume traducerea era Omul ființă necunoscută, de Alexis Carrel, medic. Și în momentul în care am citit, noi eram obișnuiți că la seminar aveam rugăciunea, era constanta programului, și anume dimineața rugăciunea de dimineață, seara rugăciunea de seară, rugăciunea în comun cu podobiile care se cântau. Dar sincer, în perioada aceea materialistă, când am citit Alexis Carrel, Omul ființă necunoscută sau Omul acest necunoscut, asta e o nouă ediție, și am citit printre altele și anume faptul că anumite activități spirituale, citesc, pot fi însoțite de modificări atât funcționale cât și anatomice ale țesuturilor și organelor. Aceste fenomene organice se observă în circunstanțele cele mai variate, printre ele aflându-se și starea de rugăciune. Prin rugăciune trebuie înțeleasă nu o simplă recitare mecanică de formule, ci o elevație mistică în care conștiința se absoarbe în contemplarea principiului imanent și transcendental al lui. Această stare psihologică nu este intelectuală. Ea este incomprehensibilă pentru filozofi și oameni de știință și inaccesibilă lor. În schimb, s-ar părea că cei simpli îl simt pe Dumnezeu, sublinează aceste cei simpli, îl simt pe Dumnezeu cu aceeași ușurință cu care simt căldura soarelui sau afecțiunea unui prieten. Rugăciunea care este însoțită de fenomene organice prezintă câteva caracteristici particulare. În primul rând, ea este dezinteresată. Omul se oferă lui Dumnezeu la fel ca pânza pictorului și marmura sculptorului. În același timp, el îi solicită îndurarea și își exprimă nevoile proprii și, în primul rând, pe cele ale seminilor săi. În mod obișnuit, nu cel care se roagă pentru sine însuși este vindecat. Este vindecat cel care se roagă pentru alții. Acest tip de rugăciune pretinde, ca o condiție prealabilă, renunțarea la sine însuși, adică o foarte avansată formă de așez. Cei modești, cei ignoranți, cei săraci sunt mai capabili de această renunțare decât bogații și intelectuali. Astfel, înțeleasă rugăciunea declanșează uneori un fenomen straniu, adică minunea, miracolul. Vă dați seama, pentru perioada aceea când descoperi în cartea unui savant, unui medic recunoscut mondial, e vorba despre Alexis Carrel, pentru mine era nu o noutate, dar era o întărire puternică. De ce? Pentru că în perioada aceea era ofensivă împotriva credinței. Ideologia oficială era ideologia ateistă. Și mi-amintesc odată că, apropo și de rugăciune, pe vremea mitropolitului Antonie Plămădeală, care 2 ani a fost episcop la Buzău și pe care eu l-am bucurat, eram elev, 1980-1982. Mitropolitul Antonie Plămădeală a invitat la seminarul din Buzău, deci 2 ani a stat, dar a făcut epocă, de aceea pomenesc pe Antonie Plămădeală. Deci după Patriarh,
Maxim Mitropolitul, Antonie Mitropolitul și Gherasim Episcopul, fiind Gherasim cu Coșel, cel care a fost vicar la Vrancea, a fost diacon și apoi a devenit Gherasim Pudnanul la Rădăuți. Și Antonie Blămădeală, în primul rând că ne-a naripat, invitându-l mai întâi pe poetul Ioan Alexandru. În 1900, mi-amintesc data, 6 iunie 1981. Cei care l-au ascultat, l-au cunoscut pe Ioan Alexandru, nu ca un politic, ci ca poet, care a predat la universitate poezia ebraică, dar și la arte plastice, în mansarda de la arte plastice, vis-a-vis de Catedrala Sfântului Iosif, a predat imnografia bizantină, Roman Melodo, Efrem Sirul și Sfântul Simeon Nou Teolog. Știu foarte bine că Ioan Alexandru era însăși credința întrupată și în același timp împărtășită cu entuziasm. Și îmi amintesc de Mitropolitul Antonie Blămădeală, care în ciuda tuturor presiunilor care erau atunci, mă rog, știți cum era, Doamne ferește, n-am simțit niciodată inferioritatea, dar era aici popă. Și da, sunt popă. Povestea care e, adică viitorul, știam noi. Însă era o ofensivă din aceasta descurajatoare, dar când găseai într-o asemenea carte un medic care spune, Doamne, stai că rugăciunea este starea. De aici, sincer, de aici m-aș și gândit, zic, starea ființială, starea firească a omului, până la urmă, este rugăciunea, pentru că ea are într-adevăr darul acesta de a împlini vocația omului de comuniune cu Dumnezeu și fiind în comuniune cu Dumnezeu și cu ceilalți. Antonie Blămădeală, în ciuda faptului că noi aveam o disciplină ca zonă, încât atunci când a făcut armata la Zalău, ce să vă spun, ne-a fost ușor, pentru că același regim ca zonă l-am avut și în armată, dar eram obișnuiți. Și, mă rog, erau toate aceste reguli, până la urmă, reguli ca zone. Dar ceea ce cred eu că lipsea uneori, lipsea totuși perspectiva aceasta teologică a vieții. Și Antonie Blămădeală, mi-amintesc atunci când l-a invitat pe Ioan Alexandru, care ne-a vorbit în 6 iunie 1981 despre felul în care Sfânta Scriptură, Biblia, a schimbat fața lumii, și apoi ne-a vorbit despre Octavian Goga, un fel de apostol al ardelenilor, și la final a recitat poezia Casa Părintească a lui, care este minunată. Și l-a avut pe Antonie, episcopul Buzăului de atunci, spunând teologia este cea mai înaltă știință. Teologia este cea mai înaltă știință. Mai mult decât teologia, nu poate să-și durească omul pe acest pământ. Și apoi, noi la catechism ne amintim că exista această expresie ești teolog? Roagă-te! Roagă-te dacă ești teolog. Mai mult decât atât, ce înseamnă rugăciunea este foarte greu, sunt multe definiții, noi plecam de la definiția Evagrie Ponticul, convorbirea minții cu Dumnezeu. Și, mă rog, fiecare realiza în felul lui rugăciunea. Dar, printre cei care au fost invitați de episcopul Antonie Blămădeală de atunci, viitorul mitropolit, a fost și, o să vă surprindă, Geo Bogdan. Scriitorul Geo Bogdan. Cu cartea Oltului și era un scriitor de mare talent, trebuie să spunem. Unii poate că l-au asimilat ca un scriitor proletcultist, dar nu era deloc. Îmi amintesc și acum, eram în sala de sus, adică sala, era un gol, acolo era sala noastră de festivități. Și a venit Geo Bogza, slab, înalt, cu un nas din ăla curoiat, așa, un cap alungit, dar simpatic foarte.
și ne spune, știți ceva? Uite, am venit să stau de vorbă cu voi, dar sunteți prea mulți. Eram 150. Aș fi preferat să mă întâlnesc cu unul dintre voi. Întreb. Și să vă întreb ce va determina pe voi să veniți la seminar, să vă faceți preoți. Dacă stau bine și mă gândesc, zice, pe vremea când eram eu, vremea copilăriei mele, cei care mergeau să se facă piloți, aviatori, într-o vreme când aviația era la pionerat, erau niște oameni mai, nu ciudați neapărat, dar oricum niște oameni temerari, adică, rămâne, curajoși. Că era riscant. Acum, dacă stau bine și mă gândesc, dumneavoastră sunteți aviatorii copilăriei mele. De ce? Pentru că lumea merge într-un sens materialist, ateist și așa mai departe, dumneavoastră mergeți în contracurentul. Dar pentru că nu pot să stau de vorbă cu 150 de seminariști odată, am să vă spun și eu un fel de parabolă, o parabolă cu saltimbanc. La o mănăstire a venit un saltimbanc bătrân și a cerut să fie primit, călugării l-au primit și, mă rog, el s-a încadrat în programul mănăstirii, venea la slujbe, dar ecleziarcul, după ce se termina slujba, a observat că acest saltimbanc, probabil când ecleziarcul făcea curat, așeza un covoraș în fața icoanei Maicii Domnului și făcea tot felul de tumbe. Tumbe, jumbușlucuri, ce știa el? Și atunci ecleziarcul a vorbit mai departe, la stare, la... Ia uite ce face asta. Stai sacrilegiu. Cum adică să pui covorașul, să faci tot felul de figuri în fața icoanei Maicii Domnului cu plumbă. Și s-au adunat călugării, așa să-l plândească, l-au văzut, el a întins covorașul, a început mimică, ce, se pricepeau tumbe, și când ei s-au repezit ca să-l ia pe sus, să nu, cu alte cuvinte, netrebnicule, tu nu știi unde te afli aici, atunci, dintr-o dată, s-au oprit. S-au oprit și... De ce s-au oprit? S-au oprit pentru că din ochii Maicii Domnului, din icoană, au început să curgă lacrimi. Și atunci ei au înțeles. Ce au înțeles? Au înțeles că acest saltimbanc atâta știa el să facă mai bine. Toată viața a făcut asta. Dar aici, în biserică, el, când întindea covorașul și făcea ceea ce făcea, o făcea cu atâta credință, cu atâta dragoste, cu atâta convingere, încât lacrimi adevărate au început să curgă din ochii Maicii Domnului. Și a încheiat Geo Bogza, așa să vă faceți și voi, misiunea și datoria de preot, încât lacrimi adevărate să curgă din ochii Maicii Domnului. A fost extraordinar pentru noi, pentru că, într-adevăr, este foarte greu, după ce ești obișnuit, și mai ales îmi amintesc, eu când am intrat în catehism prin anul 2 de seminar, erau multe lucruri foarte greu de prins, n-aveai cum. Catehismul fiind o dogmatică, învățătura de credință a bisericii, foarte greu de înțeles. Intram dintr-o dată în catehism, uneori fără îndrumare duhovnicească, ci doar învățând pe din afară, știu eu, fragmente din catehism. Și atunci am stat și m-am gândit, e foarte greu să înțelegi ceea ce este de neînțeles. Mai târziu, citind Ortodoxie și Românism a părintelui Dumitru Stăniloae,
O expresie care m-a tulburat a fost aceasta. Un intelectual poate să facă oricând o meditație despre Dumnezeu. Dar a se ruga îi este un lucru aproape imposibil. Și m-am gândit, dar nu cumva exagerează părintele? Și mai târziu mi-am dat seama că nu exagerează deloc. Deci, atunci când vorbim despre rugăciune, fără îndoială că facem referire la rugăciunea aceea lăuntrică, profundă, adică facem referire la o rugăciune și mai ales când ne referim la rugăciunea isihastă, la o rugăciune care depășește de obicei aceste, să zicem, trasee convenționale. Și majoritatea Sfinților Părinți, dar nu numai, pentru că iată ce spune Alexis Carrel, în Omul Ființă Necunoscută, bine, e un exemplu, găsim confirmat în cercetările specialiștilor în neuroștiințe și din învățăturile Sfinților Părinți, dar nu numai, chiar și cercetătorii neuroștiințe au luat la o confuzie și anume, și de aceea am propus această temă despre care să discutăm în această seară, că nevoia omului de a se ruga rezidă din dorința sa ontologică de comuniune. Adică în momentul în care, să zicem la ungerea cu Sfântul Mir, se pune pe cei de-a darului Duhului Sfânt, la minte, apoi la simțuri, văz, auz, nările la fel, apoi organul rostirii, care este gura și organul hrănirii, și stăteam și mă gândeam că e important să înțelegem că în momentul în care se pune pe ceda darului Duhului Sfânt pe gură, la cură, care are două funcții, nu? Este rostire și în același timp este și organul hrănirii. De fapt, se pecetuiește vocația prin excelență și anume că vocația aceasta a rostirii se împlinește în modul, la modul cel mai înalt prin comuniunea cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cele mai profunde rostiri ale omului sunt rostirea rugăciunii, cuvintelor rugăciunii. Deci, așa cum spuneam, înțelegem să definim simplu rugăciunea, cum am făcut și noi la catehism, convorbirea sau dialogul minții cu Dumnezeu. Și aici trebuie să spunem că este foarte greu să înțelegem și ceea ce pe undeva, mă rog, așa am simțit eu, se cultivă și în instituțiile noastre, în seminar în special, se vorbește foarte mult despre rugăciune, dar parcă nimeni nu te învață cum să te rogi. Sau mai bine zis, cine te împărtășește, cine te naște în această mare taină care este rugăciunea. Spre exemplu, mi-a trebuit foarte mult timp, deși în copilărie am avut această experiență a rugăciunii. Nu numai mergând la Sfintele Slujbe, duminica, sărbătorile, la Sfânta Liturghie, dar în familie. Tatăl meu, care, mă rog, era foarte ordonat în ceea ce privește rugăciunea, și mama mea, care cred că prin simplitatea ei, prin simplitatea rugăciunii ei, a atins o profunzime deosebită a rugăciunii. Dar, spre exemplu, eu aveam impresia, nu? Și când am venit, și chiar după seminar, că omul este autor al rugăciunii. Și după aceea, mai ales de la părinții filocarici, am învățat și am înțeles că, de fapt, Dumnezeu are prin excelență această calitate de inițiator al rugăciunii. Adică
Dumnezeu, așa cum ne-a dăruit viața, așa cum ne-a dăruit prin calitățile fizice, intelectuale, tot ceea ce noi suntem și avem, este singurul care are mijloacele necesare pentru a începe un permanent dialog cu omul. Care, trebuie să spunem, da, omul este ființa cea mai dragă lui Dumnezeu. În momentul în care se spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat ca tot ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci, Dumnezeu se slujește de lumea creată pentru a purta un dialog permanent cu omul, care este ființa cea mai dragă lui. Și aici, pentru că am pornit de la Părintele Stăniloae, care, v-am spus, m-a tulburat prin acea afirmație că un intelectual oricând poate să facă o meditație despre Dumnezeu, dar a se ruga este un lucru aproape imposibil. N-a zis că este imposibil, dar e aproape imposibil. De ce? Pentru că este foarte greu să renunțăm la mintea noastră. Este foarte greu să renunțăm la mintea noastră, felul în care noi ne-am obișnuit cu mintea. Deși vedem la părinții filocalici că vocația prin excelența minții este contemplația sau rugăciunea. Dacă mintea este în firescul ei, este atunci când este în stare de rugăciune. Și părintele Dumitru Stăniloae, spunând că lumea este doar mijlocul unui dialog de gânduri și de fapte iubitoare între Dumnezeu, persoana rațională supremă și persoanele raționale umane, arată foarte clar că aceasta este singura posibilitate de a ne așeza noi în darul vieții pe care ne l-a făcut Dumnezeu. Deci, Universul poartă această pecete pe care îi dă originea sa în persoana creatoare rațională și în destinația sa, spune Părintele Stăniloae, de a fi mijlocul unui dialog interpersonal dintre acea persoană și persoanele umane, în vederea înveșnicirii lor în această fericire a comunii dintre ele. Deci, Părintele Stăniloae reia această temă și anume faptul că această stare de comuniune cu Dumnezeu este starea ontologică, starea firească. Și aici, fără îndoială că părinții ne învață că tocmai în pecetea chipului lui Dumnezeu din noi, Dumnezeu a înscris această vocație a comuniunii. Deci, primul lucru pe care trebuie să îl subliniem atunci când vorbim despre rugăciune este credința. În cine crezi? De ce? Pentru că astăzi e, mă rog, citeam și eu la cercetători în neuroștiințe, da, starea de rugăciune, și apoi ei vorbesc despre o serie de transformări psihosomatice. Dar, atenție, se face o confuzie, confuzie care este destul de tulburătoare, între rugăciune, rugăciunea în creștinism, ca legătură a noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Sfânta Treime, și, să zicem, o mantră. Deci este foarte important, în primul rând, este foarte important să vedem această legătură strânsă dintre credință și rugăciune. Și, așa cum iarăși Părintele Stăniloae ne învață, în acea cărticică, rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt. Apropo de această carte, fac o paranteză aici, când am citit prima dată în limba greacă, pentru că a fost tradusă și în limba greacă rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, aici are o prefață făcută de un mare duhovnic de la Sfântul Munte Athos, este vorba de Părintele Stareț al Mănăstirii Grigoriu, Gheorghe Capsanis. A trecut la cele veci, Dumnezeu să-l ierte, și atunci am avut adevărata dimensiune
a ceea ce a însemnat Părintele Dumitru Stăniloae, nu numai pentru teologia românească a secolului al XX-lea, dar și pentru teologia ortodoxă. De ce? Pentru că Părintele Gheorghe Capsanis, la un moment dat spune, pentru acest mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut ortodoxiei, secolul al XX-lea, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Deci, Părintele Gheorghe Capsanis, care era, mă rog, el rămâne un chip duhovnicesc extraordinar în secolul al XX-lea, un monah a ghiorit, ce poate să spună despre Părintele Dumitru Stăniloae. Deci, Părintele ne spune că nevoia de rugăciune a unui credincios este dincolo de orice îndoială. Cu cât este mai puternică credința, cu atât este mai puternică și nevoia sa de rugăciune. Însă ce este interesant? Interesant este faptul că pe măsură ce credinciosul se adâncește în rugăciune, cu cât îi dedică mai multă energie, cu atât nevoia de împlinire a acesteia crește până la o dependență binecuvântată. De altfel, aici se vede dorul omului după comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune în viața omului. Deci, pe drept cuvânt se constată că adevărații rugători, cei ce au cunoscut din experiență dulceața și darurile rugăciunii, lucrarea ei binecuvântată și în același timp aducătoare de fericire, o leagă de respirație fără de care nu este posibilă viața și o leagă și de viața însăși. Deci, ca o expresie a acestei strânse legături, s-a spus despre rugăciune că devine, tot Părintele Dumitru Stăniloae ne spune, deci, că devine a treia dimensiune a vieții, împlinire sau desăvârșirea planului experienței. Căci o viață fără rugăciune este o viață care ignoră una din dimensiunile esențiale ale existenței. Este o viață plată, fără profunzime, o viață cu două dimensiuni, numai spațiul și timp. Valoarea rugăciunii constă în a descoperi, a afirma și a trăi faptul că totul are o dimensiune de veșnicie, o dimensiune de imensitate sau nesfârșit. Deci, rugăciunea este această nevoie de comunicare și, în același timp, de comuniune. Și, așa cum vedem, da, ea nu este prezentă numai în creștinism. O întâlnim și în celelalte religii aceste acte de rugăciune. Chiar îmi spunea cineva, mai ales că acum am înțeles că sunt la modă nuvelele turcești. Și, într-adevăr, acolo zice, da, zic, de ce vă uitați? Păi zice, să știți că dintre toate filmele, parcă ele sunt cele mai decente. Acolo este o decență, un bun simț, oamenii se roagă și așa mai departe. Deci, după cum vedem, avem în noi această nevoie fundamentală a sufletului nostru de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu. Și v-am citat din Alexis Carrel, care tocmai prin citatul prin care am început această seară ne arată nevoia ontologică a omului de a adora pe Dumnezeu, care a străbătut veacurile în ciuda presiunilor și defavorizărilor la care a fost supusă religia. Și spune Alexis Carrel, îl citesc din nou din această carte, dar mai este o carte care e tradusă în limba română, Reflexii asupra conduitei vieții, tot al lui Alexis Carrel. Și anume, omul a recunoscut mereu în Iisus pe Dumnezeu cel familiar și sublim, de care se poate apropia, căruia îi poate vorbi și primește răspuns, un Dumnezeu care nu disprețuiește așa cum socotea Aristotel. Este un Dumnezeu permanent la dispoziția noastră. Același Alexis Carrel arată că nevoia de Dumnezeu se exprimă prin rugăciune. Dar această rugăciune, așa cum ne descoperă părinții filocalici, nu constă în recitarea tristă a unor cuvinte al căror înțeles noi nu-l pricepem, ci este vorba despre o rugăciune meditație, o interiorizare, a rugăciunii și această rugăciune profundă, interiorizată,
arată că are un rol deosebit în formarea și dezvoltarea conștiinței persoanei umane. Acum, ce se întâmplă? La un moment dat, apropo de această problemă a rugăciunii, în acest an, când vorbim despre isihas, despre rugăciunea isihasă, despre părinții isihași, Sfântul Simeon Mnăuteolog, Sfântul Grigore Parama, Sfântul Paisie de la Neamț, cel care a tradus Filocalia în slavona bisericească la Neamț și ucenicii săi de la Neamț, Dragomirna și Seco. În acest an ne dăm seama că această problemă a rugăciunii nu este chiar atât de simplă. De ce? Pentru că, în general, noi, mă refer așa la noi creștinii, avem impresia că, mergând la biserică, duminică de duminică, la Sfânta Liturghie, deși, din păcate, există această tradiție la noi să te împărtășești mai rar. Și atunci, această lipsă de angajare în ceea ce înseamnă mistica, în sensul profund al cuvântului, pe undeva transformă participarea creștinilor în ceva ritualic, dar ritualic de rutină. Și Sfântul Vasile de la Poiana Mărgă, care a fost duhovnicul lui Paisie de la Neamț, atrage atenția asupra acestui aspect. Și spune, nu simpla participare la slujbele bisericii după tipic este cea care ne duce pe noi la ceea ce înseamnă împărtășanie. Și mai mult decât atât, ce trebuie să înțelegem este faptul că noi trebuie să ne pregătim lăuntric, permanent, pentru a putea participa cu folos duhovnicesc la slujbele bisericii. Pentru că, din păcate, mai ales atunci când nu ne împărtășim. Pentru că la noi este o tradiție, din păcate, în Biserica Ortodoxă Română, nu peste tot, a anticolibazilor, împotriva Sfântului Nicodim Aghioritul, care ne spune și cei care participă la Sfânta Liturghie și nu se împărtășesc, mă rog, că noi respectăm Sfânta, nu prea des, că o analizăm, și aceia cad sub incidența canonului, pentru că se transformă în simple spectatori ai cultului divin public. Adică ei participă, la un moment dat, poate că nici nu stau până la final, dar știm că nu se împărtășesc în simple spectatori. Or, cultul divin public și mai ales Sfânta Liturghie înseamnă o împreună slujire a preotului cu credincioșii din biserică. Pentru că există, vedeți, acest dialog în Sfânta Liturghie, preotul când spune pace tuturor, răspunde credinciosul și Duhului tău și așa mai departe. Sus avem inimile, avem către Domnul. Este un dialog aici. Or, noi preoții, că e vina noastră, îi transformăm pe credincioșii noștri în simpli spectatori dintr-o scrupulozitate care nu este întemeiată. E adevărat că nu trebuie să ne împărtășim cu nesimțire. E adevărat că împărtășarea nu trebuie să devină o rutină. Dar în același timp, faptul că noi ne împărtășim de 3-4 ori pe an, în marile posturi sau poate, mă rog, de 2 ori pe an, aceasta arată o lipsă de înțelegere a vieții care este a vieții duhovnicești, care înseamnă cu totul altceva. Și spune Sfântul Nicodim Aghioritul, chiar adresându-se preoților, și spune, tu care ești preot, care te împărtășești de fiecare dată când săvârșești Sfânta Liturghie, crezi că tu ai un alt statut ontologic decât credincioșii? Nu, în niciun caz. Zice, tu ca preot, când te împărtășești, te împărtășești ca om. Deci tu ești în rândul celorlalți. N-ai un stat ontologic, adică tu să te împărtășești de fiecare dată. Și aceasta arată totuși o lipsă în ceea ce privește atitudinea preotului pentru Sfânta Împărtășanie. Sunt foarte mult, dar ce te împărtășești? Noi, preoții, avem această scrupulozitate. Eu am chiar niște colegi care, unul dintre ei, undeva prin Delta, împărtășește doar o singură dată pe an pe credincioși. Și mi-auzi pe alții spunând, da, păi trebuie să-și dorească. Păi ce să-și dorească dacă el
la fiecare Sfântă Liturghie, el este spectator. El asistă la un fel de spectacol liturgic. Și atunci înțelegem că angajarea noastră în această slujire trebuie să se întemeieze pe o pregătire permanentă lăuntrică pentru a participa la Sfânta Liturghie. Aici, împărtășania mai deasă sau mai rară, este o problemă care ține de duhovnic. Însă, trebuie să înțelegem faptul că ceea ce noi numim participarea la, la Sfintele Slujbe ale Bisericii, este o participare mistică, o participare care presupune o pregătire permanentă. Deci, ne amintesc de Părintele Dumitru Stăniloae, la un moment dat, după ce a trecut prin închisoare, a fost întrebat ce a dobândit în închisoare, dacă a dobândit, ce a semnat închisoarea pentru Părintele. Și Părintele a mărturisit, în închisoare am avut permanent rugăciunea inimii. Bine, n-a mărturisit-o tuturor, dar unor prieteni. De ce? Pentru că în starea aceasta de încercare, omul se smerește și în același timp este mult mai deschis pentru a primi această chemare sau agrăire, cum îi spune Părintele Stăniloae, a lui Dumnezeu. Pornind de la Alexis Carel și mai ales de la discuțiile Cercului Teologie și Știință al domnului Adrian Lemeni, dumneavoastră, vă rog, au și medici, cercetători în neuroștiințe și care vin cu ultimele rezultate. Ei arată, deci, neurologii au constatat și ei numeroase beneficii ale rugăciunii și ale meditației cu caracter religios, bineînțeles că incluzând aici rugăciunea sub diverse forme. Și este o carte care e tradusă în limba română. Este vorba de Andrew Newberg, profesor, mă rog, în Statele Unite. Demonstrează pe baza numeroase cercetări și experimente că practicile religioase, chiar și atunci când sunt îndeplinite din rutină sau obișnuință, chiar și atunci când devin simple ritualuri lipsite de conținut religios profund, totuși sporesc funcționarea neurologică a creierului, ducând la îmbunătățirea sănătății fizice și emoționale. Desigur, pășind pe terenul acesta al neuroteologiei, înțelegem că există o strânsă legătură între creier, ca motor al activității intelectuale și cognitive, și inima, ca organ principal al aparatului cardiovascular, responsabil cu întreținerea vieții în organism. Constatăm de asemenea că rugăciunea este de fapt un liant sau o metodă de a pune în mișcare, la modul sublim, toate punctele principale ale organismului, sub coordonarea creierului, care într-un fel produce mintea. Acestea sunt constatările cercetătorilor în neuroștiințe. Și vedem că noi, în rugăciunea pe care o numim rugăciunea minții sau rugăciunea inimii sau rugăciunea minții coborâtă în inimă, avem această pecetluire. De ce? Pentru că atunci când spunem pecetea darului Duhului Sfânt, fie că pecetului mintea, pentru ca mintea să nu hălăduiască. Mintea este foarte mobilă. Într-o secundă trec prin minte poate mii de gânduri, sute de gânduri. Este de o mobilitate extraordinară. Și atunci când pecetluiește preotul cu pecetea darului Duhului Sfânt în taina mirungerii, atunci pecetluiește ca mintea să devină ceea ce înseamnă prin vocație. De ce? Pentru că Sfântul Simeon Noul Teolog, Părintele Dumitru Stăniloae, și lucrul acesta l-am înțeles de la Părintele în comentariile pe care le-a pus la Sfântul Simeon Noul Teolog, ne învață foarte clar. Noi nu știm de fapt ce înseamnă minte. Noi avem impresia, mai ales acum sub tirul acesta al informațiilor, încercăm să recompunem o realitate. Deci, știința, mă rog, vin băieții ăștia cu știința și spun ce spune știința, ce spune știința, ești retrograd și așa mai departe. Și Sfinții Părinți ne învață și aici Sfântul Simeon Noul Teolog prin excelență, dar nu numai,
Sfântul Maxim mai înainte și Părintele Dumitru Stăniloae sintetizează și spune foarte clar. Fraților, mintea noastră, ca să ajungă la rugăciunea profundă, trebuie să-și revină în sine, adică în vocația ei. Care este vocația minții? Și spune foarte clar, vocația minții nu este să adune informații și să recompună realitatea, pentru că realitatea este creată de Dumnezeu. Realitatea este creată, nu. Dacă eu nu ajung la conștiința, conștiența sau nu conștientizez realitatea, asta nu înseamnă că această realitate nu există. De ce? Ea există pentru că este creată de Dumnezeu. Și atunci, dacă această realitate există, cum mă raportez la ea? Ori omul se raportează la această realitate la modul cel mai profund, gustând din ceea ce Sfânta Scriptură dezvăluie în Cartea Genezei și apoi teologisește în chip minunat Sfântul Maxim Mărturisitorul, din rațiune dumnezeiești ale creației. Ce înseamnă aceasta? Că mintea este lăsată de Dumnezeu, cum spune Părintele Stăniloae, sintetizând teologia Sfinților Părinți, nu ca să cuprindă, nu ca să recompună ea realitatea din frânturi de informații, fie ea și științifică, ci mintea este lăsată de Dumnezeu, având ca vocație teoria. Teoria, în limba Sfinților Părinți, înseamnă contemplația și rugăciunea. Deci cea mai profundă vocație, vocația prin excelența minții noastre, este rugăciunea. Și ce spune mai departe Părintele? Mintea este lăsată de Dumnezeu să se mire, să se uimească și să se lasă pătrunsă de revelația lui Dumnezeu, de descoperirea lui Dumnezeu. Și atunci, când mintea se lasă pătrunsă și cuprinsă de această revelație, atunci, asemenea psalmistului, poate să exclame cât de slăvite sunt lucrările tale, Doamne, toate cu înțelepciune l-ai făcut. Deci, aceasta este vocația minții și mai spune Părintele un lucru esențial și anume că mintea trebuie să găsească, să descopere cele mai potrivite cuvinte pentru a exprima ceea ce este de neexprimat. De ce? Pentru că taina niciodată nu poate fi epuizată în cuvinte. De obicei, când vorbim despre mari mistici, fie că ne referim la Sfinții Părinți Filocalici, Sfinții Mari Părinți ai Bisericii, sau misticii bizantini, așa zici bizantin, Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama, Grigorie Sinaitu, Grigorie Palama și așa mai departe, ne referim la ei ca unii care ne-au învățat un lucru esențial. Că tainele nu se pot înțelege, pentru că există o singură cale de a le înțelege, să le trăiești. Ori acest lucru trebuie să-l avem în vedere și aici stăteam și, mă rog, mă gândeam cât de greu este. Sfântul Apostol Pavel, de fapt, ne spune, când a fost răpit până la al treilea cer și a văzut lucruri pe care, cu a nevoie, limba omenească poate să le exprime. Deci nu putem noi, mintea noastră nu poate să exprime. Și atunci, revenirea în vocația ei rugătoare înseamnă a se mira, a se minuna. Câți dintre noi ne mai minunăm sau câți dintre noi avem acest profund simțământ al minunilor pe care Dumnezeu le săvârșește cu noi în fiecare zi? Păi nu simțim. Mă rog, sau eu nu simt acest lucru. De ce? Pentru că nu am starea de rugăciune. Deci iată că această stare de rugăciune este de fapt viața inimii, pentru că în rugăciunea isihastă, și nu intrăm în toate amănuntele, în rugăciunea isihastă se vorbește despre această coborâre a minții în inimă, sau cum spunea Părintele Cleob, îmi amintesc și acum, în toate vacanțele de primăvară, cu ajutorul Dumnezeu, am făcut acest itinerar, un fel de pelerinaj, Părintele Cleob, Sihăstria, Părintele Paisie Olaru Sihla și Părintele Lecterii Mihale, la Agapia Veche, cel care acum este mormântat la Derben, și spunea, bă, cobor găleata mință în fântâna inimii. Și
și apoi scoți găleata și nu te bași cu capul neagru tot, ci iei așa cât poți, adică într-un mod măsurat, pentru că nu dintr-o dată poți ajunge la această desăvârșire. De fapt, noi exprimăm această stare de minunare a minții noastre, o exprimăm prin ce? De fiecare dată avem expresii în cântările noastre, nu mă pricep și mă minunesc. Sau, într-o parolă de umilință, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Deci, pentru a înțelege mai bine sensul rugăciunii, și mai ales când vorbim despre rugăciunea inimii, este nevoie de o cercare a ei. Părintele Stăniloae traduce un cuvânt din limba greacă, peira, pira, pe care îl traduce uneori cu experiere, alteori cu cercare. Dacă n-ai cercat, degeaba. Și aici Sfântul Simeon Otorog este foarte aspru cu noi. De ce? Pentru că la un moment dat ne spune să nu vorbim dacă n-am cercat. Cu alte cuvinte, eu în seara aceasta ar fi trebuit să tac. Cea mai bună expresie este tăcerea, dar Sfântul Grigore Palama mă încurajează și spune: sunt unii care vorbesc din propria experiență și aceștia sunt sfinții, dar sunt și alții în categoria cărora îndrăznim să ne așezăm și noi și cei care, mă rog, suntem părmași pe la teologie, acelor care, deși nu au această experiență, au încredere profundă în experiența Sfinților Părinți Filocalici. Asta o spune Sfântul Grigore Palama. Dacă ar fi să urmăm asprimii Sfântului Simeon Nouă Teolog, ar trebui să ducem. Mai mult decât atât, Sfântul Simeon Nouă Teolog, și aici arată foarte clar lipsa noastră de pregătire, pentru că Sfântul Simeon Nouă Teolog ne îndeamnă să nu ne împărtășim niciodată fără lacrimi. Lucrul acesta este foarte, foarte greu. Noi ne împărtășim așa cum sunt, mă rog, cum simțim în nevrednicia noastră. Deci, să zicem așa, există, vedeți, un spațiu sfânt al rugăciunii. Care este spațiul sfânt al rugăciunii? Este inima. Deci spațiul sfânt al rugăciunii este inima și dacă nu reușim să pătrundem aici, în inimă, atunci rugăciunea ne rămâne exterioară. Și acest lucru nu este ușor. Uneori este necesară o viață întreagă pentru a împlini această dorință. E foarte clar. Deci oamenii duhovnicești, preocupați de realitățile duhovnicești ale lumii, consideră că rugăciunea cere cele mai mari jertfe. Dar nimic nu este prea mult pentru întâlnirea cu Dumnezeu, căci, în definitiv, aceasta este rugăciunea. Și aici există, acum, Părintele Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siloan Atonitul timp de 8 ani, la Sfântul Munte Athos, între 1930-1938, cel care a înființat Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul de la Essex, Anglia, și care ne-a dăruit și nouă un ucenic, pe care îl avem și n-aș vrea să... dar trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Părinte Rafael Neagă, pe care ne-a dăruit. Pentru că eu consider că Părinte Rafael este unul dintre părinții carismatici care poate să spună ceva profetic, mai ales în zilele noastre. Revenind la Părintele, la Sfântul, pentru că este canonizat Sfântul Sofronie Saharov, spune: rugăciunea este cea mai însemnată lucrare pe care o poate înfăptui omul în această viață, punând în valoare darurile cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Mintea, cu toate calitățile cu care a fost înzestrată în rugăciune, își găsește, subliniez, expresia ei cea mai nobilă. Rugăciunea poate împlini toate lucrurile. Chiar dacă suntem lipsiți de daruri naturale, oricare dintre noi poate să obțină prin rugăciune daruri suprafirești. Primind lucrurile din această perspectivă, ajungem la confirmarea duhovnicească a cercetărilor științifice despre care am amintit. Deci, până la urmă, și cercetătorii, mai ales psihiatrie și neuroștiință, au ajuns la concluzia că, într-adevăr, cei care au ajuns la stare de rugăciune se pot vindeca mult mai ușor. Deci, până la urmă,
Rugăciunea, după cum știm de la părinții filocare, știți care este lupta cea mai mare a diavolilor pe care o duce cu noi? Atunci când vrem să ne rugăm. Deci cea mai mare luptă pe care o duc demonii, și lucrul acesta o spun majoritatea părinților filocarici, nu numai Sfântul Isihie Sinaitul sau Sfântul Isaac Sirul, majoritatea spun că cea mai mare luptă pe care o are omul este a se ruga. Și atunci l-am înțeles și pe Părintele Stăniloae. Adică atunci când a spus, domnule, e simplu așa să vorbești despre Dumnezeu, dar, cum spunea un Sfânt Părinte, nimic nu este mai sărac decât a vorbi despre Dumnezeu când ești în afara lui Dumnezeu. Și în ceea ce privește rugăciunea, Sfântul Teofan Zăvărutul explică abundența tratatelor despre rugăciune prin însuși faptul că rugăciunea reprezintă tot ceea ce ține de viața creștină. A defini rugăciunea se dovedește pe drept cuvânt un lucru foarte greu, deoarece oricât de cuprinzătoare ar fi o astfel de definiție, ea nu reușește să surprindă decât o parte sau un aspect al acestui act vital. Totuși, părinții duhovnicești au deschis rugăciunea în cuvinte pline de duh, potrivit cu experiențele pe care le-au trăit în viața lor. Sunt Ioan Scăraru vorbește în cuvinte deosebite despre rugăciune, arătând că aceasta este, după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu. Iar după lucrare este susținătoarea lui. Este împăcarea lui Dumnezeu, este Maica lacrimilor și Fica lor, ispășirea păcatelor, pod de trecere peste ispite, peretele din mijloc în fața necazurilor, zdrobirea războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor ființelor netrupești, veselia ce va să fie, lucrarea fără margine, izvorul virtuților, pricinuitoarea harismelor, sporirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea întristării, bogăția călugărilor, misteria sihaștilor, micșorarea mâniei, oglinda înaintării, arătarea măsurilor, vădirea stării din lăuntru, descoperirea celor viitoare și semnul slavei. Le-am citat pe toate acestea din Sfântul Ioan Scăraru pentru că îmi amintesc și Părintele Cleopa, bine, Părintele Cleopa le știa pe din afară. Aici era deosebirea. La fel ne dădea toate aceste expresii. Rugăciunea este celui ce se roagă cu adevărat tribunal dreptar și scaun de judecată al Domnului înaintea scaunului judecății viitoare. În ceea ce privește treptele rugăciunii, aici nu putem standardiza. Există mai multe trepte ale rugăciunii și, spre exemplu, Sfântul Grigorie Sinaitul, precursorul Sfântului Grigore Palaman, zice, rugăciunea la începător este ca un foc al veseliei, izbucnind din inimă, iar la cei desăvârșiți, ca o lumină lucrătoare bine mirositoare. Sau, iarăși, rugăciunea este propovăduirea apostolilor, lucrarea credinței, mai bine zis, credința nemijlocită, ipostasul celor nădăjduite, dragostea lucrătoare, mișcarea îngerească, puterea celor netrupești, fapta și veselia lor. Despre rugăciune, vedeți, fiecare Sfânt Părinte are o nuanță a sa, pentru că întotdeauna raportarea noastră la Dumnezeu este în virtutea acestei unicități pe care fiecare dintre noi o avem de la Dumnezeu. Deci, în ceea ce privește viața creștină, este foarte clar că viața creștină nu poate fi înțeleasă fără lucrarea mântuitoare a rugăciunii. Și avem Sfântul Cuviosul Isaia Pusnicul îndeamnă la rugăciune, arătând că aceasta este lumina sufletului, iar în stare de rugăciune totală, sufletul primește darul virtuților, curățindu-se de patimile contrare acestor. Avem multe definiții, nu este cazul să le amintim pe toate. Eu cred că dacă ne rănim
din textele părinților filocalici găsim foarte, foarte multe definiții și în special, bineînțeles, de la scriitorul bisericesc Evagrie de Ponticul. Deci, până la urmă, rugăciunea este expresia cea mai profundă, expresia trăită, simțită a credinței. Și revin la Părintele Stăniloae. Părintele Stăniloae explică acest lucru arătând că în clipele de rugăciune, omul intră într-o stare de comuniune și spune, nu mai ești singur cu gândurile tale care umblă pe cărări îndoielnice, ci te umple de realitatea Lui, ci te umple de realitatea Lui Dumnezeu, cu taina și cu certitudinea ei, cu scopul de putere și de ființă ce simți că îți poate curge la nesfârșit pe măsura creșterii credinței și a iubirii tale. Deci, înțelegem din scrierii de părinților filocalici că există mai multe trepte sau etape care marchează acest curs duhovnicesc al omului. Și aici, v-am spus, nu găsim o rețetă sau, mai bine zis, o împărțire a etapelor. Spre exemplu, Sfântul Ioan Scăraru vorbește despre rugăciunea debutantă, care alungă prin gândul de a ne ruga ispitele sau atacurile care ar vrea să ne răpească atenția, voința, pentru a renunța la rugăciune. Pe treapta de mijloc a rugăciunii, cugetarea fiind întărită și sprijinită de exercițiile ascetice, păstrează atenția asupra cuvintelor rostite în rugăciune. Iar ultima treaptă a rugăciunii desăvârșite este starea extatică și răpirea la Dumnezeu. E adevărat că această stare de extaz e foarte greu de atins, însă la un moment dat, și aici avem și la Sfântul Simon Nou Teolog și la Sfântul Grigorie Palaman special, starea de extaz, starea de ieșire din sine. Aș vrea să vă împărtășesc cu experiență pe care am constatat-o la părinții care au trecut prin închisorile comuniste. Am această bucurie și această, mă rog, dragoste pentru acești mărturisitori din închisorile comuniste și nu vă ascund, le-am mărturisit și aseară. Am avut momente copleșitoare atunci când am făcut pelerinajul la Marele Altare ale Neamului Românesc, și anume în 2017, când anul a fost dedicat celor care au apărat credința creștină în timpul prigoanei comuniste. Un grup de masteranți și studenți am fost pe urmele acestor mărturisitori la Jilava, apoi Pitești, Aiud, Gherla, Sighet, Făgăraș, cetatea veche a Făgărașului, apoi la Râmnicu Sărat, de asemenea, unul dintre părinții profesori și cu o parte din studenți. Am fost la Poarta Albă și anul acesta a fost pentru mine un an copleșitor, pentru că am participat la pomenirea unuia dintre Sfinții Mărturisitori și îndrăznesc să o spun fără nicio reținere, cu toate că este etichetat politic, și anume s-au împlinit 70 de ani de la trecerea la Domnul a lui Valeriu Gafen la Târgu Ocnea. Participând, vă dați seama, el a fost arestat la vârsta de 20 de ani, fiind, mă rog, simpatizant al acelei mișcări de dreapta, cu care au fost etichetați foarte mulți dintre elevi și dintre tineri. Chiar stăteam și mă gândeam, domnule, cât de întunecat la minte poate fi un judecător care condamnă un elev pentru faptul că a fost simpatizat 25 de ani de închisoare la Târg Șor, unde au fost elevii chinuiți, au fost elevi, vă dați seama, condamnat la 25 de ani de închisoare. Nici Valeriu Gafencu nu era prea, era la 19-20 de ani când a fost arestat, dar la câțiva ani după arestarea sa, în 43, a avut o revelație a pocăinței în care și-a recunoscut starea păcătoasă în care se afla și mai târziu a ajuns la ceea ce Sfinții Părinți numesc vederea Luminii Dumnezeiești Necreate.
Aseară îmi pare rău că nu v-am mai adus acum, dar le-am citit doar din Nicolae Steinhardt, Părintele Nicolae Steinhardt, Vederea Luminii Dumnezeu Necreate, descrisă în Jurnalul Fericirii. Și chiar, apropo de rugăciune, cui te adresezi? Și Steinhardt în Jurnalul Fericirii, la un moment dat spune, zice, cui să te adresezi? Adică în rugăciune. Zice, lui Buddha, n-ai cum, că el e în Nirvana, este neant. Allah este prea departe, este în cerul lui transcendent. Și ea apelând religiile și spune, dar am simțit că Hristos este mult mai prezent în închisoare, mai mult decât oriunde. Și am citit aseară, momentele de entuziasm și de bucurie sunt mai multe momente pe care le descrie în Jurnalul Fericirii, Nicolae Steinhardt, când pur și simplu zice, nu pot dormi de bucurie. Și zice, de a-mi ști ce sobiță minunată avem noi în interiorul nostru, și atunci zice, m-a cuprins așa o bucurie pe care nu și-o poate explica. De ce? Pentru că acolo era ce, un mediu mizerabil în jurături și așa mai departe, și totuși îi vine să zburde și vine, zice, i-am iertat pe toți și mai mult decât atât îmi venea să-i sărut pe toți, să-i îmbrățișez, pe noroc că regulamentul, zice, nu prea îmi permitea acest lucru. Revenind la Valeriu Gafencu, vă rog să mă credeți, participând la liturghia de pe 18 februarie, la 70 de ani de la trecerea la Domnul, chiar acolo unde este Troița, în amintirea celor care au murit, au trecut la Domnul la Târgu Ocna, și mă refer aici și la Părintele Gherasimiscu, printre marii sfinți pe care am avut. Am avut această copleșire și anume am realizat, Doamne, cât de departe suntem noi de această trăire. Și acolo, potrivit mărturiilor, a fost cea mai mare densitate de isigași pe metru pătrat. Pentru că într-o celulă erau 5 sau 6 care practicau rugăciunea lui Iisus, rugăciunea inimii, prin care s-au salvat. Deci au fost 21 de preoți la Sfânta Liturghie, 500 de credincioși, la Parastas au fost 34 de preoți, deci a fost cea mai mare, că înainte exista acea, domnule, ce spune nu știu cine, că a fost legionar. Aici nu vorbim despre legionarism, aici vorbim despre o treaptă duhovnicească, angelică, pe care au dobândit-o acești mărturisitori. Pentru că noi nu ne interesează doctrina acum, cea de extremă dreaptă și așa mai departe. Nu, au trecut timpurile acelea. Chiar dacă, mă rog, se aruncă etichete peste tot, care ar împiedica, vezi, Doamne, canonizarea. Nu. Pe noi ne interesează experiența la care au ajuns acești mărturisitori, care dacă ar fi să ne luăm după eticheta, ar însemna că suntem împotriva Evangheliei, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos nu a făcut deosebire, adică a venit la el femeia păcătoasă și a lăsat-o. Și femeia păcătoasă, cea care a spălat cu lacrimi picioarele Mântuitorului și l-a șters cu părul capului ei, a rămas în Evanghelie, a rămas o paradigmă. Femeia păcătoasă, femeia adulterină și de asemenea Zaheu Vameșu și mai mult decât atât în halul de pe. Aici este marea problemă pe care unii nu vor să o înțeleagă sau se facă, nu o înțeleg, și anume pe noi ne interesează această stare duhovnicească la care au ajuns ei. Și anume, vederea Luminii Dumnezeu Necreate, vederea... Și unii zic, doamne, asta e o poveste care care îi privește doar pe niște elite, așa, adică nu. Să știți că ne privește pe fiecare dintre noi. Sfântul Simeon Năutorul ne spune foarte clar. Dacă nu ați văzut raiul încă din această viață, nu v-ați pregătit pentru a vedea raiul încă din această viață, nu îl veți vedea divin. Deci e foarte, foarte important rugăciunea inimii și aici avem, iată, pe Sfântul Vasilie de la Poiana Mărului și pe Sfântul Paisie de la Neamț, ne arată foarte clar. Pe vremea Sfântului Vasilie de la Poiana Mărului era că rugă, domne, ce rugăciunea inimii și nu știu ce, Tatăl nostru. Dar rugăciunea aceasta a inimii este, de fapt, rugăciunea prin care chemăm marea milă a lui Dumnezeu. Și atunci, acești mărturisitori, cum este și Părintele Arsenie Papacioc, pe care, cu ajutorul Dumnezeu, l-am cunoscut și de fiecare dată când
Merg la Techir Gheorghe și acolo este, ați văzut chipul Părintelui. Când te uiți la chipul Părintelui Arsenie, vezi chipul luminat de lumina dumnezeiască necreată. Pentru că numai prin rugăciune a reușit să supraviețuiască în, la Gherla, în momentul în care a fost pedepsit, la 7 zile de carceră, în pielea goală, fără mâncare și fără apă. Și deși ei se așteptau ca după 2 zile să-l vadă mort, totuși a supraviețuit și ne-a învățat un lucru. În momentul, după Revoluție, povestea Părintele Arsenie, știți, era această modă, și anume, yoghinii puneau problema rugăciunii inim cu tehnica și așa mai departe. Și întreba pe Părintele, Părinte, cum e cu tehnica asta? Privești, nu? Cum era rugăciunea isihastă? Privești spre inimă, așa, respirația, pentru că în rugăciunea inimii și respirația trebuie armonizată cu bătăile inimii și așa mai departe. Părintele care trecuse deja prin focul acesta al încercărilor, și nu numai la Gherla, ci pe toată perioada celor 14-15 ani de pușcări, ia mai terminați cu prostiile, adică cu tehnica. Bă, știi ce înseamnă rugăciunea? Inimă. În fiecare clipă se zice, tresărirea ta, tresărirea inimii, înseamnă, Doamne, Doamne, dar eu în clipa asta oare unde sunt? Această stare de trezvie, nepsisul despre care vorbesc părinții filocalici, aceasta este și ea o rugăciune. Deci, până ajungeți voi la performanța aceasta, armonizarea, nu, cuvintelor rugăciunii prin respirație și bătăile inimii, faceți-o cum puteți. Acum, eu vreau să vă spun un lucru. Stând în preajma Părintelui Ioanichie Bălan, timp de 6 veri la Mănăstirea Bistrița, pentru că Părintele Ioanichie Bălan a fost mutat de la Mănăstirea Silvestria, el fiind ucenicul Părintelui Cleopa, tocmai sub observație, probabil, la Mănăstirea Bistrița lângă Neamț, care era, nu știu, 12-13 km de Piatra Neamț, și acolo era și Părintele Iustin Pârvu. Până în 90, amândoi au fost acolo. Deci Părintele a fost luat Iustin de la Secu și Părintele Ioanichie Bălan de la Silvestria, erau amândoi acolo și, într-adevăr, au rodit duhovnicește, au crescut acolo tineri care acum sunt în Sfântul Munte Atos, care sunt stareți și așa mai departe. Și la un moment dat, vă dați seama, da, l-aud pe Părintele, Părintele Ioanichie Bălan, la o prediu cu credincioși. Pentru că toată lumea se băita, Părinte, când mă rog, se împrăște mintea, mă trezesc în altă parte și mi-e foarte greu, e o luptă, nu știu, și uneori chiar mă descurajez. Și Părintele Ioanichi, ne amintesc și acum. Fraților, știți ceva? Rugați-vă, așa cum puteți. Rugați-vă. Să vă aduci și mintea. Mă împrăști. Rugați-vă cum puteți. Așa cum puteți, rugați-vă, dar numai să vă rugați. Și la început este cantitatea. Dar când va rândui Dumnezeu, vă va da calitate. Și Părinte, să rămână. Că eu numai cu probleme de genul ăsta am și aveam, că se împrăște mintea. Numai cine nu se roagă, nu știe ce luptă este ca să-ți menții mintea. Chiar dacă știam asta, că una dintre metodele rugăciunii este să închizi mintea în cuvintele rugăciunii. Dar e foarte greu. E foarte greu și în același timp, întotdeauna trebuie să avem în vedere un lucru esențial, pe care îl accentuează și Sfântul Simeon Nou Teolog, și anume că trebuie să avem un duhovnic care să ne nască pe noi în rugăciune. Și stăteam și mă gândeam, de ce la rugul aprins, Părintele Ioan Culughin este considerat un fel de întemeietor al mișcării duhovnicești, întrucât Daniel Sandu Tudor, Părinte Daniel Sandu, nu era, atunci nu era călugăr, el a fost călugărit abia în 48, Daniel Sandu Tudor. Dom'le, și spune și Andrei Scrima în timpul rugului aprins, Părintele Ioan Culughin a fost un fel de duhovnic al rugului aprins, cel care le-a împărtășit rugăciunea lui Iisus. Și
a stat și mă, dar ce? Rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. O avea toată, nu? Ce le-a împărtășit? Ce i-a învățat? Stare de rugăciune. Stare de rugăciune a inimii, și atunci am înțeles de ce insistă anumiți participanți la rugul aprins pe experiența Părintelui Ioan Curăghin. Este foarte important ca în starea de rugăciune să te înțelegi cineva, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel despre credință. Știți ce m-a copleșit? Chiar la... Revin acum la Târgu Ocna. Am luat cartea lui Ioan Ianoride, Întoarcerea la Hristos. Și dacă vă uitați chiar pe supracopertă acolo la început, Doamne, m-a copleșit acesta. Ioan Ianoride putem să-l vizităm de fiecare dată. Este montat la Cernic, el a făcut 23 de ani de pușcărie și este la Cernic, undeva lângă Casa Nifon, este mormântul lui Daniel Turcea, acum s-a făcut o piațetă acolo, Daniel Turcea, și undeva lângă este mormântul lui Ioan Ianoride. Care, știți ce spune? În Valeriu zâmbea, se bucura și trăia Hristos. Crede în Hristos al lui Valeriu. Dar mi-a venit să plâng. Crede în Hristos cel al lui Valeriu, pe care el... De ce? Pentru că ajungând la Târgu Ocna, ajungând nu să-l cunoască pe Valeriu Gafencu, Ioan Ianoride și-a pus aceeași problemă pe care și-a pus-o toți tinerii. Dacă Dumnezeu există, cum de permite acestor bestii să ne tortureze în halul în care ne torturează? Nu mai vorbim de experimentul Pitești. Dacă Dumnezeu există, de ce să sufăr eu? Că doar n-am făcut eu nu știu ce păcat. Și atunci Valeriu Gafencu, care trecuse prin pocăința din 1943, este în Sfântul Închisor, este copleșitor acolo, i l-a împărtășit pe Hristos. Uite, dacă tu îți asumi această suferință, vei vedea că Hristos este împreună cu tine. Că El suferă împreună cu tine. Și când am citit după aceea în Întoarcerea la Hristos, cred în Hristos al lui Valeriu. Extraordinar. Adică Valeriu Gafencu este cel care l-a născut în credință pe Ioan Ianoride, cel care avea să ajungă după aceea de la Târgu Ocna în testamentul unui nebun. Deci este Întoarcerea la Hristos al lui Ioan Ianoride, este deținutul profet și testamentul unui nebun. Și când a citit testamentul unui nebun, el povestește despre o experiență care bănuiesc este a lui, a unui deținut care a fost mutat de la Târgu Ocna la Gherla, unde s-a extins. Știți că experimentul Pitești a fost dus de la Pitești la Gherla. Acolo s-a dus din nou acel nefericit săracu, Eugen Țurcanu, care până la urmă știți că a fost executat și, mă rog. Dar povestește un episod în care, pur și simplu, deținutul a fost zidit de viu. Nu știu dacă este Ioan Ianoride. El povestește despre această experiență, dar cred că el a fost. Deci vă dați seama, te duci într-o celulă, îl cheamă pe zidar și începe să pună, nu? Cărămizi și toate celelalte și te zidește de viu. Și lasă doar un orificiu prin care după vreo două săptămâni îi aruncă, mă rog, acea mâncare, depinde și apă sau ce a fost. Un an de zile a stat. Un an de zile a stat închis în felul acesta și povestește, vă îndemn, dar poate ați citit, dar vă îndemn să recitiți testamentul unui nebun. Și zice, ce să faci? Ești mort! Gata, s-a terminat. Și cu ce s-a salvat? S-a salvat un an de zile cu rugăciunea inimii. Cu rugăciunea inimii, după ce, repet, la Târgu Ocna, când el a avut un cutremur existențial, și atunci Valeriu Gafencu l-a împărtășit pe Hristos și chiar am spus atunci că am trânt un cuvințel acolo, exact cum împărtășește mama laptele matern, așa l-a împărtășit Valeriu Gafencu pe Ioan Ianoride, încât acest om a ajuns să scrie Fire de Pateric. Citiți partea a doua a
întoarce la Hristos și veți vedea fire de Pater. Și ce spune? Extraordinar. Spune, zice, tot ceea ce eu vă scriu aici, și sunt fire de Pater. Nu este rezultatul unor lecturi pe care le-am făcut, cum facem noi, citim din filocalie, așa? Nu este nici rezultatul unor retrageri în singurătate, ci este rezultatul unei experiențe aici, la pătarul dintre viață și moarte, când nu mai poți să folosești cuvinte, ci acolo ți se cere să dai un răspuns existențial. Adică ești între viața de aici și viața de aici, ești în fața morții și trebuie să dai un răspuns existențial. Și iată că această rugăciune isihastă, dacă vreți, aceasta a fost cea care i-a salvat și care a transformat infernul temnițelor comuniste în jurnalul fericirii, în bucuriile suferinței ale părintelui Dimitrie Bejan sau în întoarcerea la Hristos a lui Ioan Ianorin. Evident, vremurile pe care noi le trăim astăzi, cred că ne-au învățat în acești 2 ani, să știți că am rămas impresionat și sunt foarte bucuros pentru că mulți dintre fiii mei duhovnicești, fără să le dăm o ascultare, sunt înscriși în cercul de rugăciune. Fie că vorbim despre candela vie, care a existat și în închisoare. În închisoare a existat această candelă vie în care deținuții își transmiteau ștafeta rugăciunii. Adică, o oră se ruga unul, nu? Și spunea toate rugăciunile pe care le știa, dar mai ales rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Și după aceea transmitea ștafeta rugăciunii și până a doua zi ștafeta se întorcea. Aceasta era candela vie. Și am rămas profund impresionat și vreau să dau acest exemplu de un părinte care este în Belgia, care, mă rog, are același nume, părinte Ciprian Grădinar, dar este un părinte extraordinar. Acest părinte tânăr, mult mai tânăr decât mine, are o ștafetă a rugăciunii în ce sens? Adică, la o anumită oră, așa, deci dacă ești la ora 3, să te trezești și atunci faci toate rugăciunile, faci o pravină pe care vrei să o faci. Adică, miezul nopții, rugăciunea inimii, dar o faci permanent. Și vreau să vă încredințez că am rămas profund impresionat când am văzut mulți tineri care sunt în această ștafetă a rugăciunii. Fie că fac, știți, psaltirea împreună. Fie că fac, știi, un rând de acatiste împreună. Și până la urmă, nu știu cine zice, dar foarte zice, când o țară este guvernată de Doamne miluiește. Cred că Sergiu Ciocârlan, nu? Extraordinar, așa este. De fapt, cu acest Doamne miluiește, pe care noi îl avem în Sfânta Liturghie și care este, ține și de rugăciunea inimii până la urmă, pentru că orbul din Evanghelie, Bartimeu, se roagă, deși nu-l vede pe Mântuitorul Iisus Hristos, Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă, sau Bameșul, Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului, noi repetăm toate acestea, dar până la urmă, acest Kyrie eleison, Doamne miluiește, nu este cum ne ironizau pe noi, aici popă, Doamne miluiește, popa prinde pește. Da, prinde, într-adevăr, Harul lui Dumnezeu, pentru că până la urmă, prin această rugăciune, noi nu conștientizăm decât că suntem așezați prin rugăciune în mila lui Dumnezeu. Iertați-mă pentru dezlânarea cu care v-am vorbit, dar cam aceste gânduri am încercat să vi le împărtășesc în această seară. Ca unul care nu am practica rugăciunii, dar adică rugăciunea aceea profundă, permanentă, dar mă străduiesc și eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mă țin, cum spunea poetul Ioan Alexandru, mă țin de poala lui Dumnezeu cu Doamne miluiește și Doamne ajută și toate aceste chemări pe care noi le adresăm.
adresăm prin rugăciunea aceasta. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. O rugăciune care este completare, în ea Sfânta Treime, pentru că este Dumnezeu Tatăl, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, deci îi spune Fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu Tatăl, este Duhul Sfânt, pentru că nimeni nu poate să numească Domn pe Mântuitorul Iisus Hristos decât în Duhul Sfânt și mai ales, mai presus de toate, și lucrul acesta este esențial, îl explică, mă rog, teologii, părinții, că dacă vrei să îl lovești pe cel vicran, zice, lovește-l cu numele lui Iisus. Acum nu mai știu dacă este Sfântul Isaac Sirul, dar a lovit cu numele lui Iisus pe cel vicran, așa cum l-a lovit atunci când diavolul a vrut să-l ispitească și la urmă l-a repudiat spunând, piei înapoi a mea satanul, că scris este Domnului Dumnezeului să-i te închid și lui Iunea să-i slujești.